Ziua a început cu noi raiduri aeriene pe mai multe teritorii din Ucraina. Locuitorii din regiunile Harkov, Donetsk, Zaporojie, Sumy, Dnepropetrovsk au fost atenționați să stea în adăposturi. În ultimele 24 de ore, forțele de apărare ucrainene au respins peste 100 de atacuri rusești. Președintele Vladimir Zelenski spune că cel puțin 1100 de ruși au fost uciși în ultimele zile la Bahmut. Institutul pentru Studiul Războiului consideră că Ministerul Rus al Apărării trimite deliberat la moarte mercenarii din grupul Wagner. Trupele ruse continuă operațiunile ofensive în direcțiile Liman, Bahmut, Avdiivka, Mariinka și Shakhtarsk, anunță oficialii de la Kiev. În pofida pierderilor semnificative, rușii își intensifică atacurile. În mai puțin de o săptămână, din 6 martie, numai în sectorul Bahmut, soldații ucraineni au reușit să elimine peste 1100 de soldați inamici. Sunt pierderi ireversibile ale Rusiei, acolo, lângă Bahmut, încă cel puțin 1500 de răniți ai inamicului, care, din cauza rănilor grave, nu pot continua luptele. Zeci de unități de echipamente inamice au fost distruse. Mai mult de 10 depozite de muniții rusești au fost arse. Un mic râu ce curge prin centrul orașului acum marchează linia frontului în acest conflict, potrivit serviciilor de informații britanice. Situația din Bahmut rămâne dificilă, dar forțele ucrainene resping toate încercările rusești de a captura orașul, a declarat comandantul forțelor terestre ucrainene. Este greu să apărăm fortăreața Bahmut, pentru că aici sunt concentrate o mulțime de trupe inamice și, de asemenea, vremea nu ne permite să folosim vehiculele, pentru că este prea mult noroi. Informațiile de pe linia frontului sunt neconcordante, forțele ucrainene susținând că au respins atacuri rusești în oraș, iar rușii afirmă că avansează spre centrul orașului. Situația din Bahmut este dificilă, foarte dificilă. Inamicul luptă pentru fiecare metru și cu cât suntem mai aproape de centrul orașului, cu atât mai dure sunt bătăliile. Ucrainenii aduc la nesfârșit rezerve, dar noi avansăm și vom continua să înaintăm. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelenski a declarat vineri că armata ucraineană a decis să continue luptele la Bahmut, deoarece bătălia epuizează cele mai bune unități ale armatei ruse. Potrivit Kievului, invadatorii continuă să folosească tactici de teroare, bombardând zonele rezidențiale și infrastructura critică, încălcând normele dreptului internațional umanitar.